Bine v-am regăsit! Astăzi vom face un clip 2 în 1, așa cum ați văzut și din titlu, și am fost la un pas de a face un clip 3 în 1, pentru că recunosc că am păcătuit din nou, am pus încă o comandă de carte, deși mi-am propus așa cumva să nu mai fac nicio comandă, cel puțin până la reducerile de Black Friday. N-am putut să mă abțin, au avut cei de la Elefant săptămâna aceasta o ofertă cu 50% reducere la multe, multe titluri și am regăsit acolo 3 dintre cărțile pe care mi le doream. Una dintre ele chiar a fost la jumătate de preț, în condițiile în care pe majoritatea site-urilor cartea respectivă costă cam peste 50 de lei. Nu am văzut-o sub 50 de lei niciunde. N-am să vă spun despre ce cărți e vorba, cu atât mai mult cu cât nu pot să vi le arăt, pentru că la momentul la care filmez încă nu a ajuns coletul, deși cel mai probabil astăzi va ajunge, astăzi când filmez, adică este vineri, voi veți vedea acest clip sâmbătă. Dar nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac un scurt haul cu acele cărți sau să le includ în clipul de săptămâna viitoare sau, nu știu, poate voi filma un clip scurt pentru Instagram, nu știu, spuneți-mi și voi cum vreți să facem și așa vom face. Până atunci, să începem cu cărțile pe care le-am citit în luna septembrie. Nu am să insist foarte mult pe ele, nici nu au fost foarte multe, au fost doar 4 la număr, dar nu mă nemulțumește treaba asta pentru că oricum au fost undeva la 2000 de pagini, ceea ce pentru mine e destul de bine. Dar n-am să insist pe ele, repet, pentru că despre două dintre aceste cărți am vorbit deja cu voi, am făcut recenzii pentru ele. Am să vi le las jos în descriere, bineînțeles, veți găsi linkurile acolo, dar vom vorbi așa doar pe scurt despre ce am citit. Despre două dintre ele v-am vorbit așadar, despre celelalte două eventual o să mai spun câteva cuvinte în cazul în care veți fi curioși să le citiți și voi. Așadar, am început luna septembrie cu un maraton în același timp, aveți linkul și spre acel maraton în descriere. Mai exact, mi-am propus ca în următoarele 4 luni, până la finalul anului, să citesc în fiecare lună cel puțin 3 tipuri de cărți, adică o carte cu cel puțin 500 de pagini, o carte extrem de cunoscută și o carte mai puțin cunoscută. Am zis eu că asta ar fi o metodă potrivită pentru a mai scăpa de cărțile necitite din bibliotecă și de care poate că de multe dintre ele, de fapt, fug sau pur și simplu trec peste ele pentru că îmi cumpăr altele noi. Dar cu acest maraton sper să reușesc să ajung și la ele. Așa se face că am ajuns și la cartea de 500 plus din luna septembrie, o carte mai exact de 800 de pagini și anume Prieteni imaginari de Stephen Chbosky, probabil. Este un soi de thriller horror, se vrea a fi. Mie mi s-a părut că seamănă foarte mult cu ceea ce scrie Stephen King, dar, sincer, pentru mine această carte a fost mult mai bună decât ce am citit de la King până acum, și anume Frumoasele adormite, Institutul și Cimitirul animalelor. Asta m-am apucat eu să citesc de la King până acum. Da, Prieteni imaginari, o carte cu o poveste interesantă, se axează pe copii, la fel ca Stephen King în cele mai multe opere, dar v-am spus, o carte mult mai bună, nu am să discut acum despre ea pentru că aveți o recenzie pe canal și jos în descriere, dar a primit de la mine 5 steluțe din 5 în luna septembrie. A doua lectură de care m-am apucat în luna septembrie, din păcate nu am fizic, nu am cum să vă arăt, dar am să inserez aici o imagine. Nu că nu v-ar fi cunoscută. Cartea cunoscută pe care am ales-o pentru luna septembrie a fost Flori pentru Algernon și pentru acea carte am făcut deja o recenzie pe canal. Din păcate, Flori pentru Algernon nu m-a impresionat așa cum mă așteptam. I-am acordat doar 2 steluțe din 5 pe Goodreads. Chiar speram la ce recenzie am văzut la acea carte, la ce impresii am văzut peste tot. Mă așteptam să mă dea pe spate efectiv, chiar dacă eu nu sunt ușor de impresionat la capitolul ăsta de cărți sensibile, cărți emoționale. N-a fost nici pe departe Flori pentru Algernon așa ceva pentru mine, de asta i-am și acordat 2 steluțe din 5. Și pentru că nu m-a prins foarte tare lectura acelei cărți, în paralel am început să citesc și cartea mai puțin cunoscută, cel de-al treilea task pe care trebuia să-l împlinesc, îndeplinesc în cadrul maratonului, și anume Cum să nu mă vezi, de Sharon Huss Roth.
E o carte pentru adolescenți și mă bucur nespus că am ales-o pe aceasta să o citesc în luna septembrie ca fiind cartea mai puțin cunoscută, pentru că după starea pe care mi-a dat-o Flor pentru Algernon, de care am tras, cred că, mai bine de o săptămână, chiar aveam nevoie de o lectură care să mă împiedice să intru într-un reading slump. Și cartea asta chiar a făcut treabă bună. E o carte pentru adolescenți, o carte ușurică, extrem de actuală, dacă pot să-i spun, pentru că și despre ea vom vorbi un pic, pentru că n-am făcut o recenzie pe canal. O avem pe Vicky Decker, o adolescentă extrem de introvertită și de, nu știu dacă să-i spun nesocială, dar da, nu prea îi place să socializeze, nu prea are prieteni, iar singura prietenă pe care a reușit să-și o facă la școală se mută într-o altă localitate. Bineînțeles că păstrează legătura cu acea prietenă o vreme prin intermediul telefonului, dar viața lui Vicky devine din ce în ce mai grea fără prietena ei. Așa că se gândește la o variantă de a deveni populară, dar în același timp de a rămâne în umbră și de a ajuta pe tinerii, pe copiii care sunt în aceeași situație ca ea, adică le este teamă să apară în public, să, nu știu, cu atât mai mult să vorbească în public, să-și facă prea mulți prieteni și așa mai departe. Așa că Vicky a noastră se gândește să-și facă un cont de Instagram în care postează fotografii cu ea, dar sunt fotografii modificate în Photoshop. Le modifică astfel încât ea să apară la tot soiul de evenimente la care este convinsă că n-ar merge niciodată, pentru că ei nu-i place să meargă nici măcar la petreceri de ale colegilor, la zile de naștere și așa mai departe, nu mai vorbim de concerte sau de alte chestii publice. Așa că în Photoshop modifică aceste fotografii și creează un cont de Instagram pe care postează fotografiile respective. Pentru că adoptă un stil oarecum extravagant, total contradictoriu cu Vicky, cea de toate zilele, devine rapid cunoscută, contul ei este asaltat de fani, la un moment dat o să vedeți că ajunge la milioane de urmăritori, dacă mi-amintesc bine, și așa devine celebră, iar rămânând totuși în umbră. Și vă spuneam că încearcă prin acel cont nu doar să devină populară, dar și să îi ajute pe copiii care sunt ca ea. Și atunci îi provoacă cumva să spună deschis ce simt, să spună deschis ceea ce trăiesc și ea le răspunde acolo la comentarii, încurajându-i, spunându-le că nu sunt singuri. Veți vedea ce se va întâmpla cu acel cont de Instagram la un moment dat și ce importanță capătă acel cont, cum va evolua Vicky în cele din urmă și ce se va întâmpla cu Vicky, cea obișnuită, dacă se va afla despre contul ei sau dacă va rămâne în umbră și va continua să ajute copiii introvertiți așa. Mi-a plăcut cartea asta, i-am acordat 3 steluțe pe Goodreads pentru că nu este o poveste extraordinară sau finalul este ușor previzibil, deși e acolo o întâmplare la care nu m-aș fi gândit. Dar a fost ceea ce mi-a trebuit în timp ce citeam Flor pentru Algernon, pentru că, v-am spus, m-a ajutat să evit un reading slump. E o carte ușurică, relaxantă, nici nu știu câte pagini are, nu are extrem de multe, sub 400, cam 380 de pagini, dar se citește ușor, e apărută la cei de la 3 și știți voi scrisul acesta, care e destul de mare, nici nu ocupă prea mult spațiu pe pagină, capitolele sunt foarte scurte, așa că da, se citește foarte ușor. Vă recomand cu mare drag cartea aceasta dacă vreți ceva super ușor care pur și simplu să vă relaxeze și, repet, e o carte actuală, adică avem de-a face cu Photoshop, cu Instagram, așa cum v-am spus, o carte perfectă pentru zilele noastre. Bun, mai departe, după ce am terminat și Flor pentru Algernon într-un final, pentru că v-am spus că mă apucasem de această carte, Cum să nu mă vezi, și am și terminat-o, pentru că pur și simplu atât de puțin m-a prins Flor pentru Algernon, după ce am reușit să mă lupt și cu acel Charlie din Flor pentru Algernon, am trecut la ceva ușurel. Ușurel pentru mine, pentru că știți că sunt pasionată de genul acesta de cărți și am zis să pun mâna pe un thriller care îmi doream din toată inima să fie ceea ce trebuie și să mă prindă și să fie cu un final total neașteptat și așa a și fost. Vă recomand din toată inima, dacă sunteți pasionați de thrillere și nu ați citit cartea aceasta până acum, vă recomand din tot sufletul, este una dintre cărțile mele preferate de anul acesta, nu neapărat pentru, habar n-am, poveste în sine, dar la cât de tare m-a uimit finalul,
n-aveți cum să nu citiți această carte, și anume Plânset de copil de David Jackson. Eu am citit cartea pe Kindle, a mers extrem de rapid, cred că am citit-o undeva în 2-3 zile, nu are foarte multe pagini, cred că și ea are sub 400. Despre ce e vorba aici? Într-o primă fază mi s-a părut că seamănă cu Lanțul al lui Adrian McKinty, dar apoi a luat o altă turnură. Fix ce nu mi-a plăcut acolo s-a întâmplat aici, ba mai mult, a fost cu mult, mult peste. Și pot spune că, așa, ca nivel al plăcutului, se apropie de Omul de castane, deși nu e neapărat o carte, cum să spun, care pune foarte mare accent pe ancheta polițiștilor, aș zice eu, ci mai degrabă pe trăirea personajului principal. Personajul principal este o tânără mămică, despre care aflăm că, de fapt așa începe cartea, că se trezește într-o zi și își dă seama că fetița ei de 6 luni a dispărut. Se trezește cu o cască în ureche, se trezește cu o broșă în piept și aude în casca din ureche faptul că trebuie să respecte niște lucruri dacă vrea să își recapete fica. Îi se spune că broșa respectivă pe care o poartă în piept are un microfon minuscul și totodată o cameră de filmat, așa că nu poate face nicio mișcare greșită, pentru că în caz contrar, fetița ei va fi ucisă. În unele momente, pentru că se cheamă Plânset de copil, tânăra mămică își aude fiica plângând în acea cască, semn că, într-adevăr, trebuie să respecte ceea ce îi se spune, în caz contrar, îi se face rău micuței. Da, o vedem pe tânăra mămică de ce este în stare pentru fiica ei, pentru că această voce din ureche îi cere să omoare oameni la întâmplare, la întâmplare însemnând că nu îi se impune pe cine anume să omoare, dar pur și simplu trebuie să ucidă cu sânge rece 6 oameni. Ea poate să îi aleagă, nu contează dacă îi cunoaște, dacă nu îi cunoaște sau după ce criteriu se ia, dar asta trebuie să facă dacă vrea să își salveze fica. A fost o carte care m-a ținut în priză de la prima până la ultima pagină și repet, faptul că autorul a ales un asemenea final, nu știu, pentru mine a fost de top. Nu aș fi ghicit așa ceva nici dacă aș mai fi recitit cartea până în acel punct de 100 de ori, nu mi-aș fi dat seama că acela va fi finalul. A fost un final de nota 10, nu de 5, cât m-a lăsat Goodreads-ul să îi acord, 5 steluțe din 5, desigur, atât i-am acordat. Dar mi-a plăcut și parcursul, adică parcă nu m-ar fi deranjat nici dacă s-ar mai fi lungit cartea, nu au fost descrieri inutile, nu au fost evenimente inutile, totul mi s-a părut perfect, de aceea a primit din partea mea 5 steluțe din 5 și vă recomand cu mare drag, pe mine m-a ajutat maxim. Cam astea au fost cărțile pe care le-am citit eu în luna septembrie, așadar am fost oarecum norocoasă, exceptând Flori pentru Algernon, chiar am avut noroc și cu Prieteni Imaginari, o carte pe care am savurat-o maxim, am citit cele 800 de pagini în cam 7 zile, cred. La fel m-a ajutat și cartea mai puțin cunoscută, cea pentru adolescenți, care e ceea ce trebuie în cazul în care vrești ceva relaxant, așa cum v-am mai spus, iar thrillerul a fost cireașa de pe tort pentru luna septembrie. Bun! Și acum să trecem la cărțile pe care îmi doresc să le citesc în luna octombrie. Mi-am stabilit același lucru, respectăm maratonul, o carte de peste 500 de pagini, o carte cunoscută și o carte mai puțin cunoscută și chiar este o carte dintr-un gen pe care eu nu l-am mai abordat până acum. Și să începem cu cartea de 500+, cărți de care eu am tot fugit, deși le-am tot cumpărat, am tot fugit de ele pentru că mi-este oarecum teamă să citesc cărți atât de voluminoase dacă nu mă prinde povestea și nu-mi place să abandonez lecturi, așa că voi fi nevoită să citesc atât de multe pagini, dar sper să fie ceea ce trebuie. Recunosc că am trișat un pic și am început să citesc deja din această carte de ieri câteva pagini. Până acum e ok, sper să fie la fel în continuare pentru că are în total, mai un pic să văd, 720 de pagini aproximativ. Este de fapt o serie pe care mi-a tot cerut să o încep, să prind curaj, că va fi ceea ce trebuie, că nu mă va plictisi. Și da, am zis să-i acord o șansă lui Ken Follett și seriei sale Kingsbridge. Așa că această carte de 500+, al lunii octombrie, va fi și a fost seară și a fost dimineață. Este de fapt prologul acestei serii,
Sincer, nu înțeleg treaba asta, de ce să scrii o carte. Dacă nu mă înșel, primul volum din această serie a apărut undeva prin 1990-89, pe acolo. Adică de ce la așa distanță să scoți un prolog? Nu știu. Eu mă bucur că n-am citit cărțile, deși am înțeles că n-ar fi o problemă dacă te apuci de primul volum și apoi citești această carte, nu îți dă toată lumea peste cap. Dar am zis că dacă tot o am pe aceasta, am și următoarele două volume, dacă tot o am pe aceasta, să mă apuc de ea. E o carte și voluminoasă și formatul acela mare, deci sper să reușesc să o termin în luna octombrie. Glumesc, desigur, pentru că mai am două cărți pe care e obligatoriu să le termin în luna octombrie. Dar da, Ken Follett va fi în luna octombrie cartea de 500+, sau cartea lui Ken Follett, și a fost seară și a fost dimineață. Țineți-mi pumnii pentru că am nevoie de multe încurajări. Mergem mai departe la cartea cunoscută pe care am ales-o pentru luna octombrie. E o carte care am văzut că e îndrăgită, e un autor care am văzut că e tot mai îndrăgit în zilele noastre și am zis să-i acord și eu o șansă, cu atât mai mult cu cât am găsit pur și simplu această carte în bibliotecă, nu am cumpărat-o. Este o ediție veche a cărții, o ediție apărută la, nu mai pic, este genul acela, pagini îngălbenite, imediat o să vă arăt, la editura Scrisul Românesc, apărută în 1989. Deci, da, e o carte veche, până la urmă nu contează, povestea e aceeași, dar am zis să încerc și eu așa ceva, deși eu nu sunt adepta clasicilor de niciun gen, dar de ce nu, dacă tot o am și e atât de lăudată, sper să nu fie același caz ca la Flori pentru Algernon. E vorba de Mihail Drumeș, Invitația la Vals. O am în acest format, vedeți și voi cât este de veche, sper că vedeți, da, cu aceste pagini îngălbenite. Dar am zis că dacă tot am găsit-o în bibliotecă, îi voi acorda o șansă. Nu știu exact despre ce e vorba în carte, nici nu vreau să aflu, doar că are un scris atât de mărunt. Acum nu știu, sper să îi dau de capăt. Are, din fericire, puține pagini, adică 235. Sper să fie o lectură pe placul meu sau măcar să reușesc să o duc la bun sfârșit fără să mă chinuie prea mult. Știți că nu sunt adepta poveștilor de dragoste, a romansurilor și așa mai departe. Sper să nu se axeze foarte, foarte mult pe acest gen. Și cea de-a treia carte a maratonului pentru luna octombrie, cartea mai puțin cunoscută, este cartea unui autor român de asemenea, iată, avem două cărți scrise de autori români, dar mai mult este un autor contemporan și este născut aici, la Reșița, de unde sunt și eu, îl cunosc și am primit de la el cartea pe care a lansat-o în 2018 și care, ce să vezi, este un SF. Dacă veți fi curioși să achiziționați și voi cartea lui, să știți că o găsiți pe librăriile online, am văzut-o și pe Libris, am văzut-o și pe librărie.net, cred, am văzut-o și pe Mag, așadar, dacă vă doriți cartea, vă îndemn să o achiziționați, dacă nu acum, măcar după ce vă voi spune eu părerea mea despre ea și dacă, desigur, vi se va părea interesantă și dacă sunteți pasionați de SF. Eu nu știu încă la ce să mă aștept, n-am citit nimic SF, așa că voi începe cu Adam de Daniel Bodgros. Nu știu dacă vă este cunoscută, poate ați mai văzut-o și voi pe site-urile cu cărți. Nu știu la ce să mă aștept, sincer, nu știu ce se întâmplă. Avem aici un scurt citat din carte, dar nu avem și un sinopsis ca să vă pot spune despre ce e vorba în carte. Dar scrisul este accesibil, e apărută la editura PAFCON și este un scris destul de mare. Sper că se vede. Așadar, se va citi ușor, are și puține pagini. Vedeți, capitole scurte, are sub 300, cred, 274. Așadar, e o carte micuță, aș putea să spun, cu scris mare, accesibil, capitole scurte, exact cum îmi place mie. Să vedem ce are de oferit, să vedem dacă mă va face să îndrăgesc și eu genul SF. Nu am nicio obligație să, nu știu, să-l laud pe Daniel, pentru că v-am spus că îl cunosc, nu de asta am făcut treaba asta, ci pur și simplu am zis, ok, de ce nu, e o carte dintr-un gen pe care nu l-am accesat până acum, plus că e o carte mai puțin cunoscută și se potrivește mânușă maratonului meu. Da, cam asta mi-am propus eu să fac în luna octombrie. Bineînțeles, sper că nu voi citi doar aceste trei cărți, ci voi mai citi și altele.
Spuneți-mi voi dacă vă înhămați la maratonul pe care l-am propus eu luna trecută. Lăsați-mi în comentarii cum v-ați descurcat voi în luna septembrie. Nu știu, poate v-ați alăturat maratonului încă de atunci și poate v-ați și atins scopul. Deci o carte cu 500 plus, o carte mai puțin cunoscută și o carte cunoscută sau chiar foarte cunoscută. Cam asta am avut eu să vă spun astăzi. Nu uitați să lăsați în comentarii și dacă vreți să facem un mini book haul, pentru că sper că mi-ajunge astăzi acel colet cu cele 3 cărți. Dacă nu v-am spus, poate voi filma ceva scurt pentru Instagram sau poate voi face doar o fotografie, nu știu încă. Spuneți-mi voi ce v-ați mai cumpărat, care vă sunt planurile pentru luna octombrie, iar noi ne vom revedea sâmbăta viitoare. Numai bine!